În episodul de astăzi, băieți și fete, vom face un test horror de pe un site dubios. Ați auzit foarte bine, frați și surori, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod foarte creepy la mine pe canal. Astăzi, băieți și fete, vom face un nou episod cu un test creepy. Am mai făcut în trecut episoade de genul, am postat unul chiar acum câteva zile și am văzut că vă place foarte, foarte mult, așa că am căutat, fraților, și am găsit un nou survey, un nou test de-asta cu întrebări, care este pe Roblox, grijă mare. Deci noi în momentul de față ne aflăm pe Roblox, deci după cum puteți vedea persoana aia, uite, bănuiesc că eu sunt ăla sau care-i treaba, habar nu am. Asta, ideea e că cineva doarme acolo, da? Și aceasta este camera mea și urmează să-i dau start la survey. Holy shit, măi, și vedem, mă, deci am foarte, foarte mare emoții. Nu știu ce o să se întâmple. Hai să vedem care-i treaba, sunt chiar curios ce o să aflăm aici. Este un joc care este inspirat din jocul original, Start Survey. Știți jocul, am făcut un videoclip acum vreo 2 ani cu el. Însă nu este aceeași chestie, foarte important, este doar inspirat de acolo și are anumite întrebări, anumite chestii ciudate. Vedeți că, uite, asta mi se pare ciudat. Cine-i gen ăsta, sunt eu care dorm în patul ăsta sau este altcineva? În fine, avem și o caracatiță de aia zâmbitoare. Start survey, da sau nu? Haideți să începem, mamă, sper să nu fie, să nu fie horror, hai. Bun, dar prima dată, bun, ne uităm pe aici, avem o geacă, toate prostile. Am înțeles. Start survey, yes. Hai să vedem, let's go. Are you having a nice day? Ai o zi bună? Băi, până acum, nu știu, adică astăzi, fraților, pentru mine, vedeți, este ora 12:30 când filmez eu chestia asta, nu este 12:30 noapte, este 12:30 dimineața. Până acum nu prea am o zi bună, sincer, nu prea am o zi bună, dar hai să zicem faptul că m-am trezit și faptul că am un acoperiș deasupra capului, hai să fim umili. Este o zi bună, este o zi bună, că nu s-a întâmplat nimic chiar atât de rău. Do you have many responsibilities? Ai foarte multe responsabilități? Băi, da, chiar am. O să dau yes. Nu știu dacă aceste întrebări au fost și la testul ăla de acum 2 ani, dar atunci asupra asta aveam alte răspunsuri. Uite-te în jur pentru un moment. Vrea, da, cred că nu o să mă uit, doar atâta zic. Are you familiar with your surroundings? Ok, uite, pot, ok, hai să lăsăm asta așa. Ești familiar cu aceste împrejurări? Bă, nu! Have you ever felt like there was somebody in your room? Te-ai gândit vreodată că este cineva în camera ta? Bă, bănuiesc că ăsta sunt eu care dorm. Da? Deci bănuiesc că ăsta sunt eu. Deci, bă, vă dați seama, fraților, că am avut și eu momente de-astea de paranoia. V-am zis că mai pocnește parchetul, mai pocnește ușa. Îți dai seama, bănuiesc că toată lumea, nu numai eu. Nu neapărat în camera ta, că dacă ești în camera ta, vezi cine e în camera ta. Știi ce zic? Adică nu ești chiar atât de prost să nu vezi cine e în camera ta. Dar în casă, știi, auzi ceva că pocnește ceva, băi, cineva acolo, gen 100% fiecare dintre noi a mai avut genul ăsta de momente de paranoia. Deci o să dau yes. Do you know where you are? Știi unde ești? Nu, nu știu. Practic, dacă ar fi să o luăm după Roblox, sunt la mine în cameră, bănuiesc, dar eu nu știu așa normal unde sunt. Nu știu, chiar nu știu unde sunt. Mamă, oprește-te. Mamă, ce m-am speriat, fraților. Ai vrut un atac de panică? Băi, nu. Nu, adică eu am alte probleme. Problemele astea nu prea așa. Nu, n-am avut un atac de panică, mulțumesc Dumnezeu. Do you find yourself questioning your existence? Ok, știu întrebarea asta. Știu întrebarea asta, a fost și la acel test. Dacă do you find să mă întreb de existența mea? Băi! Vă dați seama, fraților, că sunt și eu curios de anumite lucruri care se întâmplă în universul ăsta și am căutat și nu știu ce. Dar în momentul de față, nu. Că m-am cam lămurit, da, cu existența, cu nu știu ce. Nu. Do you believe there is a God? Desigur, pentru că v-am zis, m-am documentat. Da. Are you scared of darkness? E frică de întuneric? Bă, nu. Nu prea am și eu vârstă, frate. Când eram mai micuț, să era, sincer, dar acum nu mai mi-e frică de întuneric. Ok. Are you answering these questions out of free will? Răspuns aceste întrebări din free will, adică sincer? Bă, da. Sincer, da. Răspund aceste întrebări sincer, fraților, adică n-am... N-am nicio problemă.
Are you certain? Da. Gen, ești explicit? Da. Have you ever had a dream that felt so real it was hard to disguise it from reality? Pick up. Cum adică pick up? Ce e aia? Fraților, am luat asta. Ok, fraților. O arunc la gunoi. Ok, am luat din greșeală aia din greșeală. Ok, deci revenind la întrebare. O tămâi prin cameră să n-apară nimic. Dacă am avut vreun vis care s-a simțit foarte real încă nu puteam să dau seama dacă este realitate sau vis. Da, desigur. Do you feel comfortable in your room? Te simți confortabil în camera ta? Da. If the lights went out, would you be scared? Dacă s-ar stinge luminile, ți-ar fi frică? Nu. Eram sigur. S-a deschis ușa! Oh my god! S-a deschis ușa, fraților! E ceva aici în stânga! S-a deschis ușa, Jesus! Jesus, ala luminile s-a deschis ușa! Nu, 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 nu! Te-ai gândit vreodată că nu o să mori? Nu! Sunt ocupat să trăiesc! S-a deschis ușa, holy shit! Have you cleaned off your desk lately? Bă, s-a deschis ușa, fraților, pot să mă duc acolo? Pot să mă duc acolo? Pot să ieși de aici? Nu, nu, nu pot. Ți-ai curățat biroul în ultimul timp? Bă, nu prea. Sincer, nu prea. Open the folder on your desk. Deschide folderul. You are from Romania. Mi-a zis că sunt din România. Bro, de unde știe chestia asta? Ok, foarte, foarte ciudat. Este adevărată chestia aia? Da, e adevărată. Probabil știe de la contul meu de Roblox. Ai acces la internet? Da, desigur. De-aia mă și joc jocul ăsta acum. Do you have any enemies? Ai niște dușmani? Desigur, persoane care nu le place de mine, da? Nu dușmani ca mafioții. Te gândești câteodată la moarte? Nu. No. Mai rar. Acum mă faci să mă gândesc, frățiorul. Dacă vreodată... mamă, ce nu-mi plac întrebările astea. Dacă vreodată ai fi dat dispărut, ar veni cineva să te caute? Logic! Sper, cel puțin. Sper, da. Are you alone? Ești singur? Da. Do you accept being watched while answering our question? Accept să fii supravegheat cât timp ne răspuns la întrebări? Dar ce sunt supravegheat? De ce? De jucăria asta, de că în rest n-am de ce să fiu supravegheat. Nu, nu vreau. Do you ever feel like you want to do something bad even though you know it's wrong? Bă, bănuiesc că toată lumea, fraților, face chestia asta. Gen, vrei să faci ceva și știi că e greșit, dar tu o faci. Bă, da, vă dați seama, fraților, că dacă n-am face asta, am fi toți sănătoși, am fi toți milionari, vă dați seama, yes. If you screamed, would anybody hear? Da, da, chiar ar auzi vecinii mei, bro, ar auzi vecinii mei. Ți-e frică de astea de gunshots? Desigur. Do you know the person standing behind you? Știi persoana din spatele tău, acum o să fie un jumpscare. Aoleu! Băi, eram sigur! Eram sigur! E singur? Da, mă, sunt singur. Vino și ți-o dăm! Relaxează-te! Ia niște timp să te relaxezi. Ok. Ok, mă relaxez. Ești relaxat? Bă, nu prea. Sincer, nu prea. Are your feelings real and not just programmed like a machine? Sunt emoțiile tale reale și doar nu programate ca o mașină? Ba, asta nu știu. Asta este o întrebare a universului pe care încă n-am descifrat-o. Deci o să zic că da, sper că sunt reale. Did you cry yesterday? Ai plâns ieri? Nu, n-am plâns de... Mă oară, frații mei. Ani, ok, nu chiar ani. Nu știu, dar de mult timp am plâns. Have you seen the person standing outside your window?
Dacă am văzut persoana care stă la fereastră, n-am văzut-o. Nu. Is there a meaning to life? Da. Have you ever felt like someone was watching you in your own home? Că se uită la mine, nu, dar v-am zis aia cu frate, mai pocnește mobila, te mai gândești. Deci nu, nu, n-am zis că nimeni mă urmărește în casa mea. Știi cine ești? Da, știu. Do you know what is happening? Știi ce se întâmplă? Nu, ce se întâmplă? Have you ever heard strange or unexplained noises in your house at night? Da, desigur. V-am zis, am auzit chestii ciudate la mine în casă. Pocnește mobila, bro. Ai avut vreodată sleep paralysis? Nu, n-am avut niciodată. Paralizie în somn niciodată. If you were told the truth about your existence, would you deny it in hopes for a better answer? Dacă ți s-ar zice adevărul despre existența ta, ai alege să refuzi adevărul ca să ai un răspuns mai bun? Bă, bă, dacă e adevărul, nu prea poți să ai un răspuns mai bun, da? Că ăsta e adevărul, deci nu, n-aș refuza adevărul. Marius Iancu 01. Bro, știe numele de pe Roblox, man, nu-i mare chestie, v-am zis, așa mă cheamă pe Roblox, să nu-mi dați ad, vă rog, frățării, că îmi bubuie telefonul. When I ask questions, pe bune tu răspunzi? Nu răspund eu, hai că-l joc pe degete, nu răspund eu. Răspunde, if I could prove to you that you are not sentient, would you be shocked? Da. Do you want to know the truth? Vrei să cunoști adevărul? Da, vreau să cunosc adevărul. Look out your window. Look around you. This room, the door, the computer, the house next door. Care the house next door? None of it is real. I made this world. I made you. Bro, nimica nu-i real! Jesus! Am încercat să te ajut să vezi adevărul. Și acum am făcut-o. Bro! Jesus! I can finally set you free. Poți să te eliberezi. Eliberează-mă, frățiorul. Let's go! Suntem liberi? Jumpscare. Mi-a dat disconnect. A bătut cineva la ușă. Mamă, frate, și am ușa fix în partea stângă. Deci fix așa s-a auzit. Ok, și aici s-a terminat. Bun, băi și fete, ăsta a fost testul. Mamă, dacă m-a picat asta la final cu bătutul la ușă, că am ușa fix în partea stângă. Deci chiar s-a auzit ca și cum ar fi bătut cineva la ușă. Bun, băi și fete, aici s-a terminat episodul. Ăsta a fost testul de pe site-ul dubios pe care l-am făcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți să caut teste de genul, ăsta v-am zis, a fost inspirat de atunci. Dar desigur că pot găsi și altele. Eu am fost Marius Iancu, v-am babetos și vă urez o zi minunată. Pa, pa!